dimineața! Neața, neața, bună dimineața, sănătate! Astăzi vorbim despre hipertensiune arterială, o boală des întâlnită și care nu mai ține cont de vârstă. Aproximativ 3 din 10 persoane au valori crescute ale tensiunii arteriale. De ce apare și cât de gravă poate fi hipertensiunea arterială? Ce este de făcut astfel încât să nu ajungem la complicații? Aflăm chiar acum! Neața cu Răzvan și Dani. Când se pune diagnosticul de hipertensiune arterială? Hipertensiunea arterială se definește ca acea valoare a tensiunii arteriale măsurate de peste 140 cu 90 mm coloană de mercur. În cazul diabeticilor, limita este un pic mai jos, 135 cu 85 mm coloană de mercur. Din ce cauze poate să crească tensiunea sau să fie o tensiune oscilantă? Deseori, hipertensiunea arterială nu are o cauză, dar apare mai frecvent la indivizii obezi, la indivizii care consumă foarte multă sare. În alte situații, în 10-20% din situații, hipertensiunea poate să aibă fie o cauză endocrină, fie o cauză renală, fie o altă cauză. Ce complicații pot apărea în urma unei hipertensiuni arteriale netratate? Cea mai de temut complicație a hipertensiunii arteriale este accidentul vascular cerebral hemoragic, care pune în pericol viața pacientului și poate să îi creeze dificultăți în continuare, rămânând cu diverse sechele. Dar hipertensiunea arterială poate să dea și complicații pe linie cardiovasculară, pentru că orice valoare în plus a hipertensiunii arteriale poate afecta inima. În timp, hipertensivii dezvoltă diverse leziuni la nivelul vaselor organismului, la nivelul vaselor cerebrale, la nivelul vaselor renale, la nivelul vaselor care hrănesc ochii. Nu vrem să ajungem la astfel de complicații care să ne pună viața în pericol. Cum se stabilește un diagnostic corect și ce tratament ar trebui urmat? Măsurătoarea ocazională a tensiunii arteriale pe patul de cabinet, din păcate, nu are valoare foarte mare. Cea mai bună metodă pentru a diagnostica și a trata corect hipertensiunea arterială este monitorizarea holter de tensiune pe 24 de ore, care prinde pacientul în viața de zi cu zi, nu numai pe patul de cabinet timp de 30 de minute. Este bine cunoscută acea hipertensiunea de halat alb care apare în momentul în care pacientul intră într-un serviciu medical. Din acest motiv, este important să știm care este media tensiunilor pe 24 de ore, media diurnă, media nocturnă, procentul de valori care sunt peste limita superioară a normalului, ca în funcție de acestea să alegem tratamentul adecvat. Tratamentul medicamentos își are rolul lui, există o sumedenie de medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, din ce în ce mai elaborate, cu din ce în ce mai puține efecte secundare. Tratamentul trebuie corect condus în funcție de valorile tensionale ale individului respectiv, în așa fel încât să nu se obțină oscilații tensionale sau scăderi prea mari ale valorilor tensionale. Să nu uităm că hipertensiunea arterială poate fi depistată ușor printr-o simplă măsurare a tensiunii, iar odată început tratamentul acesta trebuie continuat toată viața. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir, ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate, săptămână minunată să avem cu toții. Dani?